Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit, stimați buzoieni. Așa cum v-am promis luni seara, iată că ne revedem din nou în această după amiază, ne revedem după o ploaie bună și sper că această ploaie nu a făcut altceva decât să mai spere și dușmânia și intențiile rele care s-au abătut asupra Buzăului și asupra întregii țări. Este păcat că chestia asta se întâmplă la 100 de ani după ce 100 de ani după ce o mână de oameni, oameni cu demnitate de român, au reușit să înfăptuiască România de astăzi. Românie pe care noi nu știm să o respectăm. Dacă cei dinainte de 1 decembrie 1918 au avut demnitate de român, noi, cei de astăzi, avem obligația să o păstrăm, indiferent de paleta politică pe care o agreem, indiferent de voie sau de nevoie. Mai mult, în toate acțiunile, fiindcă tot vorbim de centenar, am adus vorba de centenar, n-am văzut prea multe acțiuni din partea unor grupuri politice, din partea unor formațiuni politice, sau n-am văzut absolut deloc să se vorbească despre această de mare sărbătoare, despre înfăptuirea României mari, despre tot ceea ce a însemnat și a gravitat în jurul datei de 1 decembrie 1918. Noi o să vorbim astăzi despre speranță și despre presă. În seara asta avem un invitat special, atât eu cât și dumneavoastră. În anul în care eu absolveam liceul, dumnealui absolvea școala militară de ofițeri activi de la Sibiu. A avut o viață activă, demnă, militară, dar a și scris, a cochetat și cochetează cu presa, a avut primele, debutul a avut în versuri, în antologia dintre sute de catarge, apărut în București în 1983, a colaborat cu Viața Românească, cu Muntenia Literară, cu Dunărea de Jos, Bucovina Literară, cu Viața Buzăului, acum colaborează cu Opinia și cu alte publicații. Asta în ceea ce privește partea publicistică, în ceea ce privește partea scriitoricească. Are câteva volume cu titluri extrem de interesante. Canari în colivie, Asasinii Speranței, Cronici la întâmplare, Pelegrin prin Elada și sperăm ultima, dar sperăm că nu rămâne ultima, Deștepți în țara proștilor. Pe de altă parte, este președintele filialei Buzău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. În mare, cam acestea pot fi spuse despre invitatul meu de astăzi, prozatorul Stan Brebenel. Bună ziua și bine ați venit în studio, sau ați revenit în studio, da, nostru. Bună ziua și bine v-am regăsit. Vreau să vă mulțumesc atât dumneavoastră, cât și trustului de presă, în special postului de televiziune Campus TV, pentru invitația care mă onorează de a participa la această emisiune. Da, este prima dată când participăm amândoi la o emisiune, o emisiune, la o discuție. În direct, la un post de televiziune, discuția am avut foarte multe, vom avea foarte multe, avem multe proiecte, avem multe de dezbătut ca membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști. Vreau să fac o mică corectură la ceea ce ați prezentat despre mine. Cartea Cronici de întâmpinare, nu Cronici la întâmplare, deci așa se cheamă, a apărut în vreo 3 ediții.
adăugite și revizuite, iar ultima carte pe care am publicat-o și am scos-o anul acesta se cheamă Șlefuitorii de cuvinte, din care a apărut un prim volum. Această carte este rodul colaborării cu cotidianul Opinia, în care prezint săptămână de săptămână câte un poet. Deci m-am oprit numai la poeți, atât din zona Buzăului, cât și din celelalte zone ale țării. Intenționat nu am prezentat-o, pentru că mi-ați dat-o cu dedicație. Am citit-o și am răsfăit-o cu mare plăcere. Dar am lăsat-o intenționat pentru că trebuia să mă adăuga și ar fi multe de aia. Da, vreau să vă spun că este a doua, dacă nu a treia carte, care apare ca urmare a colaborării cu diferite publicații. Asasinii Speranței a apărut ca urmare a colaborării cu Săptămânalul Muntenia. De acum, cine își mai aduce aminte de el, era o publicație destul de interesantă și vioaie pe piața presei buzoiene. Era o publicație vioaie și avea niște ziariști de marcă. Da, este adevărat. A doua carte, Deștepți în Țara Proștilor, a apărut ca urmare a colaborării cu săptămânalul Viața Buzăului, ce aparține de acest trus de presă, în care 2 ani de zile am scris cu editorialele și majoritatea dintre ele au fost cuprinse în această carte. Deci cam acestea au fost micile precizări pe care am vrut să le fac. Păi, trebuia să le faceți. Trebuia să le faceți. Da, da. Oricum, zic că telespectatorii dumneavoastră știu câte ceva din activitatea mea. Știu, noastră ați fost prezent o perioadă destul de lungă în acest studio. Ați colaborat foarte bine și cu postul de televiziune și cu ziarul. Și cu ziarul Viața Buzăului, da. Da. Și cred că probabil unii dintre telespectatorii postului dumneavoastră de televiziune își aduc aminte de acele vremuri. Da, și își aduc aminte cu plăcere și să sperăm că Să sperăm că mulți mă întâlnesc cu diferiți cetățeni pe stradă și m-au întrebat ce se întâmplă de nu mai apar pe sticlă și i-am spus că întotdeauna există și câte o pauză în activitatea cuiva. Este binevenită. Da. Măcar dar înțelege toți că este binevenită câte o pauză. Iată, am titrat acolo Speranța moare ultima. Merită să-i cântăm prohodul? Da, Speranța moare ultima. Buzăul pare a fi raiul paradoxurilor. Bineînțeles că Buzăul nu face excepție și intră, se încadrează în sfera națională. Și aici se întâmplă lucruri ciudate, că vorbim de chestiuni, de anumite fenomene cu reverberații în ceea ce privește lumea politică, lumea economică, lumea socială, ceea ce este și mai regretabil că aceste reverberații se duc spre partea de educație. Și a apărut un fenomen nou, un fenomen care a început să ia amploare. Cândva, acum câteva luni, se vorbea câte ceva la nivel guvernamental, chiar s-a adoptat și un proiect de lege, dar mare lucru nu s-a făcut. Vorbim despre violența domestică și în violența domestică cu o părticică care este la modă în această perioadă, violența psihologică. Violența psihologică care a luat mare amploare atât în rândul angajaților din, nu contează că instituție, că dacă e instituție de stat este și mai regretabil, dar și în rândul societăților comerciale. Dar și în alte instituții. Și această violență este impusă de indivizi slabi de îngeri care încearcă să-și păzească, să țină de sceptru puterii cu sprijinul nemijlocit al pupăceșilor și al forțoșilor. Să nu vorbesc în termeni frumoși, nu vorbesc în termeni mai duri. Mai întâi că eu sunt de felul meu un optimist. Nu cred că speranța trebuie să moară din
punct de vedere al fiecărui individ care trăiește pe planeta aceasta. Nu vorbim numai despre locuitorii orașului. Dacă vorbim la nivel de individ, este o mare greșeală. Noi trebuie să discutăm la nivel de societate. Păi, cumulând speranța fiecărui individ cu speranța generală, ajungem la ceea ce dumneavoastră spuneți acum referitor la speranță. Speranța a fost dintotdeauna punct de sprijin mai mult decât altele, decât forța proprie, vorbim de putere aici, sau de alte mijloace față de alte elemente. Dacă a reieșit această axiomă cu speranța moare ultima, înseamnă că celelalte elemente nu au dus la o creștere asupra vieții individului, din punct de vedere creștere pozitivă mă refer aici. Și atunci toți sperăm că să fim sănătoși, să avem câștiguri materiale, să ne fie bine în familie, să ne simțim bine cu rudele, cu vecinii. Și dacă toate aceste deziderate se împlinesc, înseamnă că e un lucru bun. Dar, din păcate, așa cum a subliniat și dumneavoastră, există foarte multe fenomene din acestea care îi fac pe mulți să ajungă la concluzia că nici speranță nu mai avem. Vorbeați despre violență. Ne lovim la fiecare pas. Nu faci un pas pe stradă sau undeva într-o societate, în cadrul unui colectiv, să nu ai de-a face cu asemenea lucruri, cu violențe, care se răsfrânge foarte mult asupra psihicului și se vorbește că cea mai importantă, cu ghilimele de rigoare, boală a acestui moment este stresul. Deci mergem în locuință. Sunt vecini care fac scandal de dimineață până seara, cu bormașini, cu flexuri, cu muzică pusă pe baș și dată cât se poate de tare. Sunt agresiv foarte mulți pe stradă, vorbesc în domeniul circulației, dar și ca pieton. La trecere de pieton nu mai există acea regulă de bun simț. Voiam să spun de bun simț, nu acea legală, că legea îi obligă să acorde prioritate. Dar și totul se rezumă la bun simț. Inclusiv ce am vorbit despre ce se întâmplă cu vecinii noștri, ce se întâmplă pe stradă, ce se întâmplă la locurile de muncă, unde indivizi care pun mai presus de orice agresiunea fizică sau verbală față de un mod civilizat de comportament, nu duce decât tot la ceea ce am spus, la stres. Și acest lucru este foarte, foarte grav. Vedem din diferite statistici că rata de mortalitate în rândul oamenilor a crescut și odată cu acest lucru a crescut și sau a scăzut și vârsta celor care mor. Așa, plus că mulți din cei care ar avea un cuvânt de spus în societate și nu numai, așa, preferă să tacă, sau mulți dintre ei, care sunt de regulă oameni capabili, iau calea străinătății. Și aici rămânem cu cine mai rămânem. Din nefericire și din aceștia care rămân pe aici, mai exportăm în țările vestice oameni care se tează la foarte multe fapte antisociale, la tâlhării, la jafuri, chiar și la crime. Deci, din păcate, observăm că în cei 28 de ani de care au trecut de la Revoluție, 29 în decembrie acum, a explodat un fenomen pe care nu credeam că vom avea de-a face cu el în societatea românească, și anume această violență dusă la maxim, la paroxism. Deci e ceva ceea ce trebuie să pună în gardă pe cei care conduc țara în momentul de față,
prin mijloacele pe care le au ei la îndemână. Dacă cei care vorbesc despre școală, că învățământul este o prioritate sau ar trebui să fie o prioritate. Scuze, dar trebuie să... Sigur că da. Întrerupem un pic, avem pe cineva în telefon. Alo, vă rog. Ziua. Bună ziua, domnul Titi, bună ziua, domnul Brebenel, și bine ați revenit pe ecrane. Să rămânem. Fiindcă ați deschis subiectul cu agresivitatea în trafic, să vă povestesc ce am văzut astăzi. Veneam de la piață în jur de ora 9:30 dimineața. Domnul cărmuitorul poliției locale pe linie de sindicat, domnul Iene, tot timpul umblă cu o bicicletă prin oraș. E problema lui, nu mă interesează. Azi dimineață, în fața mea, un om mai în vârstă, cu o sacoșă grea, care de-abia se deplasa așa, era pe trotuar, cum să vă zic eu, cum dai colțul la tic-tac acolo, cum se zicea, pe unde a fost arabele cu cărți. Da. Așa. A venit, nu știu de unde a venit, ca o săgeată, deci pe bicicletă, a intrat pe trotuar. Omul ăla, dacă se mișca un pic mai repede, deci efectiv îi trecea peste picioare cu roata. A intrat pe trotuar și a intrat pe gangul acela. Este o loterie și s-a dus ca o săgeată. Și a rămas omul ăla blocat. Zic, nene, zic, dacă mai făceai un pas, zic, și trecea pe picioare. Și am văzut. Deci n-am treabă cu dânsul, nu nimic, dar a intrat efectiv. Dânsul trebuia să coboare de pe bicicletă când treci un trotuar, când treci, nu să treci pe lumea sa cu viteza aceea. Da, ăsta este un exemplu. Mulțumim, doamnă, mulțumim frumos pentru intervenție. Da, chestia este că cei care trebuie să pună în aplicare nu pun. Dom'le, ce mă deranjează extraordinar de tare este faptul că la locurile de joacă, pe stradă, unde sunt grupuri de copilași din ăștia care se joacă, copilași, grupurile sunt unele care cuprind și copii mai mici și din aia mai mari. Dom'le, nu se poate reproduce vulgaritatea din expresiile lor. Culmea este că a prins atât de repede încât fetele au prins și ele gustul acesta al vulgarității. Nu știu ce se întâmplă în familie, nu știu ce se întâmplă între vecini. De ce a luat o astfel de amploare? Deci dacă îi spui o chestie frumoasă, dacă îi vorbești despre o carte, despre un eveniment, nu te ascultă absolut nimeni. În momentul în care ai venit cu o vulgaritate care este pe limba celor mai mulți la ora actuală și vulgaritate din asta agresivă, a prins imediat. Nu știu de ce, naivitatea oamenilor este în creștere. Acum câțiva ani am comentat și eu chiar la acest post de televiziune despre modul în care tinerii din ziua de astăzi, adolescenții, conversează. Și așa cum ați observat și dumneavoastră, din păcate a coborât vârsta celor care vorbesc obscenități în public fără să ferească de faptul că sunt și copilași, că sunt și oameni în vârstă, că sunt și adulți. Nu contează, n-au urechi decât pentru ei. Din păcate, și aici voiam să spun că sunt mai mulți factori care ar trebui să concure la această educație, pentru că totul pleacă în primul rând din familie. Dacă familia nu reușește la un moment dat să pună, cum se spune, piciorul în prag și să impună niște reguli copiilor lor, atunci nu pot da vina la infinit pe școală, pe societate, pe biserică la un moment dat. Pentru că toate aceste instituții ar trebui să colaboreze pentru educarea și formarea tinerilor în spiritul unei veți normale, unei veți corecte. Și vorba dumneavoastră, nu se mai citește astăzi deloc. În schimb, avem foarte mulți scriitori cu ghilimele de rigoare. Sunt așa zis și autori de producții literare care se încurajează pe Facebook unii pe alții și fără să
să încerce puterile și vocația lor personală literară în revistele care sunt destul de numeroase. Unele la un nivel mai modest, altele la nivel ridicat, se duc direct la edituri, își tipăresc volumele și apoi vin și îți râd în nas că ei sunt autori de cărți. Și își mai cer drepturile. Și nu neapărat că își cer drepturile de, cum să vă spun eu, de notorietate și le cer. Până când și le cer pe cele care ar fi normale din punct de vedere a unei uniuni de creație. Și atunci, nu trebuie să ne mirăm că societatea românească a luat-o într-un fel razna. Vedem ce se întâmplă și pe scena, să zicem, socială a țării, care au culminat cu acele evenimente din 10 august și care continuă la scară mai mică în diferite locuri. Eu n-am nimic cu cei care protestează, dar să protesteze într-un mod civilizat, conform legii. O să proteste. Și eu am fost la proteste. Am fost la proteste pe linie de sindicat, la cadrelor militare în rezervă și retrage. Dar a propovădui violența pe rețelele de socializare, violența, cum am mai spus, dusă la extrem, cu dezarmarea jandarmilor, cu folosirea armelor respective și multe, multe alte chestii din astea care nu știu de unde vin și unde ne vor duce până la urmă. Domnul Prepenă, avem un slogan pe care îl tot spunem. Vrem o țară ca afară. Plec de la o chestie extrem de simplă care este la îndemâna tuturor. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu un prieten care îmi povestea că a fost la o cursă de Formula 1. Și îmi povestea că acolo au fost 200.000 de oameni și a rămas extrem de surprins de modul de organizare al evenimentului. 200.000 de oameni nu s-au îmbulzit, toți au ieșit frumos, au ajuns la mașinile lor fără niciun fel de probleme în câteva minute. Și îmi povestea că în timp ce se deplasau ușurel așa, cel din fața lor, că erau mai mulți în mașină, tot un român, a scos telefonul să vorbească la telefon. Și se mergea foarte încet. Imediat a fost tras pe dreapta, scos din coloană și, bineînțeles, i s-a atras atenția din punct de vedere al legii că a încălcat legislația din țara respectivă. Și probabil s-au luat și măsurile legale împotriva lui. Măsurile legale. Noi, deci este o chestiune absolut minoră. Te uiți pe stradă, te uiți la cei aflați la volan, 50% vorbesc la telefon în timp ce se deplasează cu mașină. Mai mult, din ăștia 50%, cred că un 3-4% aparține organelor care trebuie să aplice legea. Atunci ce mai vrem? Din păcate și cei care trebuie să pună în aplicare legea fac parte tot din matricea poporului român. Deci nu pot fi ei mai buni, super oameni decât suntem noi ceilalți cetățeni. Pentru că la o adică noi nici nu contăm ăștia care zicem noi că suntem oameni corecți, oameni cinstiți și nu căutăm pe cât posibil să nu încălcăm legea. Iar dacă îi atragi atenția unuia că vezi că nu-i bine ce faci așa, riști să o pățești rău de tot. S-au mai văzut cazuri din acestea. Am văzut și eu foarte mulți în trafic, nu numai că vorbesc la telefon, fără să aibă acele mijloace care să nu-i blocheze o mână, dar mulți intră pe rețele de socializare. Unii își transmit pe Facebook în timp ce conduc și ați văzut ce tragedii s-au întâmplat. Bine, chestiunea asta am accentuat-o un pic cu unul dintre diriguitorii poliției rutiere din Buzău. Este o chestiune care trebuie
atacată și, bine, eu am mers și pe partea de involuție și pe partea de evoluție a evenimentelor rutiere. Că aici trebuie spus mult. Și în ceea ce am greșit noi, cei din presă, moderatorii, cei care realizăm emisiuni, cei care scriem materiale vis-a-vis de evenimente de rutiere, nu am consultat niciodată un specialist. Un specialist în ceea ce privește disciplina rutieră. Și aici nu mă refer la poliția rutieră. Poliția rutieră are o legislație pe care trebuie să o pună în aplicare, de care trebuie să țină cont. Mergem dincoace de eveniment și trebuie să punem în discuție elementele care ar fi condus la diminuarea efectului sau la preîntâmpinarea evenimentului respectiv. Și aici mergem pe timp, pe nu știu ce, pe timpii care sunt de 10 feluri. Pe distanțe, pe tot, cum puteam opri, cum puteam accelera sau ce măsuri puteam lua. Deci asta am promis de mult că o să mă ocup și o să vin de la merg pe un caz concret și să vedem ce măsuri puteau fi luate pentru evitarea evenimentului respectiv. Mai mult, vorbim despre eveniment. X a omorât doi oameni, X nu știu ce a fost implicat. Am dat știrea ca atare pe eveniment, da? Ca simplă informație. Nu am mers mai departe până la finalizarea cazului, până când s-a dat o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă și ce s-a invocat în acea hotărâre. Cred că sunt elemente care trebuie să le aibă în vedere absolut, să le avem cu toții, cei care ne urcăm la volan. Chestiunea este că și legea este permisivă. Au fost cazuri și îl cunoaștem de acum destul de mult mediatizatul caz Șerban Huidu, Cârcotașul, care a făcut 4 victime într-un accident de circulație și a luat închisoare cu suspendare, ceea ce este absolut de neînțeles ca o asemenea măsură să fie sancționată cu suspendarea. Deci legea este destul de permisivă. Veneați, a spus și dumneavoastră că sunt diferite organe care înainte de a aplica ei legea, mai calcă și ei, strâmcă, ei au voie pentru că ei sunt cei care stabilesc cine este vinovat în trafic sau cine nu este vinovat. Ei stabilesc. Și ar mai fi o chestiune. Eu cred că se acordă foarte ușor permisul de conducere. S-au văzut foarte multe cazuri. Județul Argeș a fost celebru la un moment dat. Îi lăsăm. Au fost pe vremuri. Vorbim acum de perioada asta când totuși permisul se obține destul de greu. Și așa este. Dar aceia sunt în trafic și acum. Deci aceia sunt în trafic și acum care au obținut permisul și pe la Bacău și la Arge și pe unde au mai fost cazuri. Că nu bagă nimeni în foc când ar fi fost cazuri și la Buzău. Și acum mai avem analfabeți care sunt... Păi, care au luat maximul de puncte la... Da, și vis-a-vis de la chestionarele respective. Ce ai spus, doamna, în intervenția telefonică, sunt curios să văd dacă vom avea parte de un punct de vedere, de niște scuze ori a persoanei care se grăbea sau din partea șefilor. Eu nu mai înțeleg ceva. Deci avem, în afară de poliția municipală, rutieră și județeană, mai avem și de la poliția locală, care sunt axați pe circulație. Da? Au bucățica lor. Dom'le, dar nu-i vezi. Sau dacă îi vezi pe aici, pe acolo, până pe la 16, cât e programul de lucru. Se circulă non-stop. Sunt niște situații din astea de întreceri noaptea, mai ales pe Unirii, pe Bulevardul Unirii, și cu mașini din astea tunate. Nu e treaba lor, ei nu pot. Nu poliția. Eu am zis că avem mai multe organe care pot să facă ordine aici. Nu-i vezi noaptea, nici
Vorbesc despre cei de la municipiu, la circulația rutieră. Nu îi vezi, nu... S-au limitat la faptul de a pune aici colo câte o cocoașă ca să-i facă pe ăștia să nu gonească. Da. Este înspăimântător ce se întâmplă. Și ne mirăm de ce sunt atâtea accidente mortale, inclusiv prin oraș. Da. Doamna Prevenel, trebuie să ne oprim pentru câteva minute. Trebuie să avem momentul de pauză. Respiro și pentru noi. De publicitate. Nu respiro pentru noi, că nu avem nevoie de respiro, așa dar este, da. Trebuie să intre și publicitatea și o să revenim imediat.